Salutare din nou! Astăzi avem pe masa de lucru un amplificator VX8 Varfedel. Cam așa arată la interior. Clasă H, step 2. 2468 bucăți 10.000 de micro la 63 de volți. Final 2SA25 Toshiba. Mosfeți în step. Avem la mine cu un canal care stătea în protecție, celălalt ieșea din protecție, dar avea ceva probleme pe partea de step, unul de step. Practic jumătate din etajul final era la tensiunea maximă, la treapta a doua, ducând la un offset destul de măricel și probabilitate într-un final de a distruge finale. Canalul acesta a fost reparat total, inclusiv driver LM311 de step-uri, mosfeții, finalii, NPN-uri, PNP-uri, ceva jipeturi în partea de preamplificare care am găsit foarte greu, SMD-uri, diode Zener și așa mai. Hai să facem un test. Mi-am dat seama că avem ceva ce am omis inițial. Partea de soft start. Atenție mare. Așteptați până se aude și releul de soft start care bypassează termistorul. Bun, avem în clipa de față 100 de Hz, 8 ohm. Deci curat 60 de volți, 7,7 amperi, 738 de watt în rețea. Patron. Patru, 13,8 amperi, 1256 de watt din rețea. Ne ducem la 1000 de Hz. Vadă și bine. Patru, 12,99, 13 amperi. Mai scot o sarcină, 8 ohm. 58 de volți, ar fi curat la 7,16 amperi. Mergem la 10 kHz. De volți pe 8 ohm, dar important este de creștere. Acum arată. Destul de slăbuți. Îi se ducem la 10 volți. 14 microsecunde timpul de creștere. Cam astea sunt rezultatele. Vă mulțumesc pentru vizualizare.